și în sezonul viitor la ambele echipe. Vor veni la Dunărea Brăila, ele la Lavco, de la Minaul Baia Mare, Mihaela Mihai, la Baloc, Oste Safta, în zonă centrală momentan. Intră în combinație cu Morena Tamire, se duce apoi Safta al doilea om pe semicer, pasă pentru pivot și o intervenție tare a lui Asmael Gau. Dunărea. Un pic nehotărâtă la această fază, Munoz Araujo. Glipco. Glipco, pasă pentru Liscevic. Din nou Glipco, aruncare de pe picioare, Pessoa, dar recuperează spectaculos și finalizează cu gol Asmael Gaoui. Iată, 3-0 pentru Râmnicu Vâlcea. Și nu a mai ajuns la Asmael Gaoui. De Isabel Roc și apoi intră în goartă. Gol norocos pentru Brăila. Liscevici accelerează. Fază de eliminare, clar. Degeaba sunt proteste pentru că a fost clar. Rodriguez, a revenit Araujo. Pasă exact la adversar. Daria Bucur, Liscevici. Minge pentru Asmael Gaoui, care scrie pe deasupra portăriței braziliene. Care în acest sezon evoluează ca interstânga la Gloria Bistrița. Nicolici! Oh, ce șansă pentru Vâlcea din reacția, din genunchiul Elenei Șerban. Ninge a ricoșat perfect pentru Asmael Gaoui și cred că este pentru prima dată în această partidă când Curioza Raujo. Schimbare de direcție, pasă pentru Rodriguez. Munoz Araujo, din nou fault în atac. Încă o dată au strâns la timp în inter... Puțin o presiune după ultimele două rezultate. Înregistrate de Vâlcea în campionat. Ce pasă dă Liscevici pentru El Gaoui. Din nou ambii pivoți, sau doi pivoți pe semicer. Rodriguez, încercare de aruncare de la șol, recuperează Liscevici, care o lansează pe contraatac pe Asmael Gaoui. Aruncare ușor liftată peste Elena Șerban și este 27-21. Îl văd pe Neve Gomes pregătit cu cartonașul de timeout, să ceară un timeout. Joacă fetele lui Neven Grupes, pasă, previzibilă intercepție, din nou contraatac, din nou Asmael Gaoui și din nou gol, 28-21 și acum Grupes cere timeout. Liscevici, Daria Bucur în extremă, Nicolici în bară, recuperează însă din nou Asmael Gaoui pentru a doua oară în această partidă după o aruncare din extremă. Mingea a ricoșat cu șansă la Asmael Gaoui, care din a doua încercare a bâlcencelor pe acel atac nu a mai greșit. Rodriguez, Mihai, Tamirez. Și în foul 7. Este rezultatul cu care se încheie această partidă. După două eșecuri consecutive, Vâlcea reușește din nou să găsească varianta câștigătoare și se impune în această deplasare dificilă la Brăila. Rămâneți în continuare alături de Televiziunea Română. Vă doresc o după amiază excelentă alături de TVR. Toate cele bune, pe curând!